Strandul Lugojului va fi inaugurat în luna mai, chiar dacă data exactă nu se știe. Aceasta este previziunea optimistă a primarului Francis Boldea. Lucrările au fost finalizate, mai urmează câteva retușări, printre care și montarea turnului de star pentru tobogane și umplerea celor 6 bazine cu apă pentru ca lugojenii să se poată îmbăia. Trebuie să vă spun că strandul nostru este printre primele stranduri din țară ca mărime. Noi nu ne-am dat seama, tot lucrând la el, cam care este mărimea acestui strand, pentru că râul acela de 400 metri, 3 metri lățime și 1,5 metri adâncime e un pericol foarte mare dacă nu este gestionat cum trebuie. Topoganele, bazinele, patru jacuzzi care sunt, păi cel de la Deva a costat de 5 ori cât a nostru și pe jumătate ca a nostru. Totuși, strandul nu va putea fi folosit de lugojeni dacă primăria nu reușește să angajeze salvamari. Până acum, la cele două încercări, nu a putut fi admis niciun candidat din cei 4 înscriși. Ne trebuie salvamari și acum am atamat o firmă, sperăm să ne înțelegem cu ea, că ne trebuie în jur de 7 salvamari, că altfel nu ne putem porni, pentru că există posibilități de nec peste tot. Că, ni s-a spus, de exemplu, la Tompogan, că în fiecare zi smudul de 3-4 ori, pentru că copiii nu sunt atenți. De aceea trebuie unul să fie sus, unul jos. Când a pornit să pornească odată tot și să ajungă jos odată. Și cam sunt niște reguli stricte pe care nici nu le bănuiam. După părerea mea, mai greu decât toată investiția realizată va fi darea în folosință. În ce sens? În sensul că trebuie să ai electrician calificat să pornească pompele. Mecanici calificați trebuie să ai. Trebuie să ai asistent medical permanent. Trebuie să ai doctor acolo. Trebuie să aibă instrumente medicale și ce are nevoie. Medicamente. Trebuie să ai la fiecare, unde apa este mai mare, de 60 cm, trebuie să ai un salvamar. Deocamdată nu este sigur dacă strandul poate fi deschis la 1 mai, așa cum au promis autoritățile, existând și varianta ca inaugurarea să fie la mijlocul lunii mai.